A venit toamna. Rozele încep să cadă. Mi-au umplut ăștia grădina de frunze moarte, dar le las până să scutură de tot. Că degeaba le fac acum, că să curăț grădinița asta un pic. Aici niște ferici care trebuie protejate de frică, au fost și minus un grad zilele astea. Sunt braziliene. Rezistă la un grad, două, iarna, peste iarna, dar nu l-a îngheț și l-am acoperit un pic. Am un aici și mai am un acolo. Aici am pătrus gelul. L-am tăiat că începuse să usuce și ăsta că a acoperit, a început să dea din el iarăși. Acum, cât o da, nu știu. Ăștia la alții, mai am aici o tufă. N-a dat, a fost frig rău. Ăștia arde, ăștia trebuie să-i culeg și-o că s-au înroșit, s-au uscat. Da, bun. Asta e a mea de pietre, plante de pietre. Trebuie dacă o rezistă peste iar. Ar trebui să reziste. Ah, și ăștia sunt. Ăștia sunt salcămii japoneze la Neabrolănii. Au ieșit, au răsărit asta primăvară. Să vedem, cred că trebuie să-i acopăr și pe ăștia. Aici am niște ardei de România. Și ne-am făcut eu un solar. Am improvizat un solar. Sunt de aia, ardei de aia cireșele, de aia rotunzi. S-a făcut ceva, trebuie să-i culeg, să vedem. Eu dă râma asta că vreau să fac o seră aici. Un spațiu ăsta nu-i mare, cam 3 metri pe 2 metri maxim, să zic. Vedem, asta soleirolia. Asta văd că a început să se mulțească, să se întindă. La anul pe vremea asta o să se cam unească. O să fie un covor verde aici. Ferigile au murit, uite astea. Sunt unele care stau verzi peste iarnă, dar unele mor. Uite aia, maro s-a dus. Aici cu buturugile astea am pus plante pe ele. Astea fac niște flori albastre. Și acolo am pus la fel niște ferici. Cum ce a început asta să se mulțească aici. Asta moare iarăși. O să crească la 1,5 metri, aproape 2 metri. Dar la anul, că-s mici. Alea cresc. Mușcă ăsta super tare. Dacă luzi, în 5 minute se înverzește. Extraordinar, fantastic. Sus pe pomul ăsta am pus iarăși eu, nu știu dacă se vede, a mai rămas un moț că a murit. Dar la primăvară o să dea din nou o ferigă, tot așa, tot asta care se face mare, la 1,5 metri, 2. Asta rămân verzi peste iarnă. Și uite ce acolo, în colțul ăla am pus asta primăvară, am pus mentă. Erau două fire, uite acum cât s-a făcut. Mamă, super. Un ceai, o de-aia. Mentă naturală, super mișto. Aici altă ferigă de-asta braziliană. Sub ăsta. Și aici a pus nepastă, l-a uscat. Ia uite ce e acolo. Cam balcon în România. Super tare. Trebuie curățat un pic pe aici. Aia se face, să cadă frunzele astea toate. Întâi am mai curățat de două ori, până acum muncesc ca prostul degeaba. Cură și a doua zi la fel. Aici avem murături. Pus un pic de murături de poftă. Și geamele mele care le-am dat de la așa de le aruncă, termopane. Leau, le desfac și fac cât un acvariu. Ce să faci, frate, ne gospodărim, că e aici geam o grămadă bani, super scump, ne. Super scump, frate. Hai. Hai, ne vedem mai târziu.
Okay.